Gala 100 pentru Centenar își propune promovarea patrimoniului cultural românesc și recunoașterea meritelor și a valorii adăugate aduse de conaționalii noștri în țările unde au ales să se stabilească, să lucreze, să studieze. Sunt premiate câte 10 personalități din 10 comunități de români care trăiesc în afara granițelor. Gala 100 pentru Centenar a avut deja loc la Bruxelles, Lisabona, Roma și Londra. De astă dată veți cunoaște cei 10 români care au fost omagiați la Paris. Românii din diaspora conturează imaginea poporului nostru în ochii întregii lumi, ca pe un popor de oameni harnici, inteligenți, cu putere creatoare, care oferă comunității în care trăiesc rodul muncii, minții și talentului lor. O astfel de comunitate de români valoroși o regăsim și aici, în Franța, o comunitate foarte apropiată de români. Prin contribuția directă la dezvoltarea economică sau prin facilitarea cooperării în domeniul științific și cultural. Prin premierea lor, Ministerul pentru Români de Pretutindeni aduce un omagiu întregii comunități românești din Franța, considerată o forță în păstrarea valorilor autohtone autentice. Ediția de la Paris este evident una specială. Este specială, în primul rând, deoarece cei 10 premianți din această seară sunt speciali. Fiecare dintre dumneavoastră are o poveste deosebită de viață, de destin, de alegere, de reușită. Suntem mândri să arătăm, să vă arătăm astfel de exemple. Nu sunt singurele, firește, sunteți mulți și sunteți în atâtea domenii. Practica spune că nu există un sector al vieții franceze în care să nu se afle și români. Fie că este vorba despre medici, despre ingineri, despre aitiști, despre antreprenori, despre lucrători în construcții, despre șefi mari, șefi bucătari, despre artiști și lista poate continua, după cum spuneam, aproape cu tot nomenclatorul meserilor. Lui Laurențiu Azimioară, istoria teatrului românesc îi datorează enorm. Ca regizor a creat spectacole cu Amza Pelea, Octavian Cotescu, Gheorghe Cozorici, Leopoldina Bălănuță și Olga Tudorache. Ca profesor universitar, a șlefuit talentul altor stele ale scenei românești. A realizat numeroase spectacole la teatre din București și din țară, precum și zeci de spectacole și emisiuni la televiziunea română. Stabilit la Paris în 1981, Laurențiu Azimioară a creat mai multe școli de teatru și spectacole, iar din 1996 este la teatru care îi poartă numele, Teatru de l'Orme Azimioară. E foarte emoționantă seara, mai ales pentru mine, și asta pentru că, într-adevăr, am o vârstă foarte înaintată, dar îmi dă aripi ca să pot să revin. De câtva timp n-am mai activat, de vreo 2-3 ani, se ocupă fiul meu, dar seara de astăzi, dumneavoastră și persoanele care m-au invitat, domnul ambasador, am certitudinea că începând de mâine, mă duc din nou la teatru și voi începe, trebuie să găsesc distribuțiile în sfârșit, dar voi începe Caragiale. Asta este vrerea mea extraordinară, pentru că e o piesă atât de frumoasă și vreau să fac un spectacol în paralel, în sensul că să fie jucat în aceeași seară și în română și în franceză. Deci suntem bine așezați aici în seara asta pentru un eveniment ca acesta care va fi poate acest Caragiale. Vă mulțumesc foarte mult! Grigore Bărgăoanu, lector la Universitatea de Muzică din București, este profesor de pian și solfegiu la Școala Legiunii de Onoare din Saint-Germain-en-Laye și biograf al lui Dinu Lipati. Pentru monografia consacrată marelui pianist pe care a scris-o în colaborare cu profesorul Dragoș Tănăsescu, a primit în 1991 Premiul Uniunii Compozitorilor din România. Grigore Bărgăoanu a fost decorat în 2002 cu Ordinul de Palmă Academic în grad de cavaler pentru activitatea pedagogică desfășurată în Franța. Este membru al Societății Oamenilor de Litere din Paris și continuă cercetările asupra vieții și operei lui Dinu Lipati, despre care susține emisiuni și conferințe în țară, în Franța și în Elveția. Excelențele voastre, vă mulțumesc din suflet pentru invitația de astăzi. Sunt foarte emoționat de delicata dumneavoastră atenție. Vă promit că voi continua activitatea mea
pentru a propaga valoarea muzicii românești în străinătate și în afara activității pedagogice, în special continuarea cercetărilor asupra vieții și activității marelui nostru pianist și compozitor, Dinu Lipati. Dr. Mihaela Bustuchină Vlaicu este cunoscută și apreciată de generații de iubitori de folk, pop și muzică ușoară din România. Pasiunea pentru literatură și muzică o însoțește și azi, când are o carieră de 25 de ani ca medic și cercetător la Spitalul Universitar PTE Salpetrier din Paris și două doctorate, unul în științe medicale la București și unul în neuroștiințe la Universitatea Pierre și Marie Curie din Paris. Are peste 160 de lucrări publicate în domeniile neurologie, neurochirurgie și neurogenetică. Este jurnalist medical la Radio France International și în 2016 a publicat primul său roman, Să locuiești într-un cântec de pasăre. Este o mare surpriză și o mare bucurie, un fel de realizare care mi se recunoaște, nu la, chiar la sfârșitul carierei, dar totuși după 25 de ani de lucrat la Spitalul Pitié Salpêtrière din Paris, și regăsesc o atmosferă nemaipomenită la ambasadă, regăsesc oameni care mă știu de mult timp, care mă iubesc și asta îmi umple sufletul de bucurie. Dana Groia Dufaux, născută în România, dar crescută în Franța, a revenit în țară la începutul anilor 90, implicându-se de atunci în numeroase proiecte juridice. Și-a făcut o misiune de credință din a crea punți de legătură între România și Franța. Astfel s-a implicat activ în dezvoltarea relațiilor româno-franceze, în special pe dimensiunea de afaceri. Din 2010 este membru în Consiliul de Administrație al Camerei de Comerț franceze în România și un susținător activ al proiectului de repatriere prin antreprenoriat al Fundației Romanian Business Leaders. Din acest an este unul din ambasadorii onorifici ai Repatriot la Paris. Distinsă în 2006 cu Ordinul Național al Meritului în grad de cavaler, a fost aleasă în 2014 de reprezentanții comunității franceze din România pentru un mandat de 6 ani în funcția de consilier consular al Franței pentru România și Republica Moldova. În 2016 a fost conferită cea mai înaltă distinție civilă și militară a statului francez, Legiunea de Onoare în grad de cavaler. Faptul că în acest an centenar statul român premiază românii din diversele comunități ale diasporei este o conștientizare a faptului că doar apropierea acelor care trăiesc în afara granițelor țării este cheia pentru dezvoltarea viitoare a României, precum românii din 1848. Așa aș vrea să putem noi să fim astăzi. Gala din această seară este o recunoaștere a meritelor individuale și ne onorează, dar nu numai. Văd începutul unei construcții de reclădire a unei încrederi noi între românii din afara țării și reprezentanții statului. O viziune comună bazată pe încredere, pe recunoaștere și cunoaștere reciprocă. În ceea ce mă privește, sunt profund onorată de distinția ce mi-a fost acordată. Nu m-am gândit vreodată că efortul meu necondiționat în ultimii 25 de ani de a crea punți de legătură între Franța și România ar putea fi cunoscut și apreciat de statul român. Distinția din această seară pe care o primesc din partea statului român mă incită să continui și să mențin aceste punți și aceste legături. Și sper să putem să o facem în continuare toți cei care trăim în diaspora, pentru ca România de mâine să fie o țară cât mai prosperă și de care să fim mândri. Vă mulțumesc încă o dată! Ștefan Lemni, până în 1990, a fost cercetător la Institutul de Istorie ADEC Senopol din Iași.
A publicat lucrări științifice precum Românii în secolul al XVIII-lea, Sensibilitate și istorie în secolul al XVIII-lea românesc, Pagini de istorie culturală. Este stabilit în Franța din 1990 și răspunde la Biblioteca Națională de colecțiile de istorie privind Europa Centrală și de Est. Este preocupat să creeze legături între istoricii români și aceste colecții, disponibile și în formă electronică, Gallica. Are două doctorate, unul în România și unul la Paris. Ștefan Lemni este autorul primei cărți apărute în Franța despre principele savant Dimitrie Cantemir și fiul său Antioch. Merci beaucoup. Donc je serai vraiment très bref en disant que mes remerciements de tout mon cœur. Dor de acasă, peisaje mioritice și înălțimi de creste albastre cu parfum de brad și pâine în țest au fost evocate de maestrul Naiului Nicolae Voiculeț. Roxana Mărăcineanu a intrat în istoria sportivă a Franței ca prima campioană mondială la natație în 1998 la Perth, în Australia. În 2000, la Sydney, câștigă argintul la proba olimpică de 200 de metri spate. Este devansată de o tânără din România, Diana Mocanu. Urcă de 4 ori podiumul campionatelor europene, obținând o medalie de aur la Istanbul în 1999. Roxana Mărăcineanu s-a retras din sport în 2004, dar se implică în educația și formarea copiilor și adulților prin sport și activități recreative. Sunt încântată să fac parte din această asamblee de persoane române care au fost premiate pentru lucruri mult mai importante și mai apreciante în viață decât titlul sportiv care eu l-am avut. Și cum am putut să-l spun pe scenă, seara aceasta a fost miraculoasă în sensul că am descoperit multe vieți și multe persoane care au făcut lucruri extraordinare și tot mă uitam la toată lumea să văd cine va fi persoana aceea despre care se vorbea. Fiindcă eu când am ajuns în Franța nu m-am dat seama că erau multe persoane înaintea mea care veniseră în Franța și credeam că eram singura română aici. Până când mi-am dat seama că efectiv Franța și România au fost legate de mult timp și multe persoane au trăit aici, mari artiști, multe persoane din domeniul cultural. Alina Pavalache este solistă la pian și acompaniatoare.
Printre partenerii săi de scenă se numără nume celebre precum Viorica Cortez, Leontina Văduva, Jean-Philippe Lafon, Jean de Longchamp. Este profesoară la Conservatorul Rus din Paris, Sergei Rachmaninov, și la Conservatorul Marietta Alboni. Studenții săi câștigă an de an numeroase premii la concursurile naționale. Din 2006, Alina Pavalache organizează întâlnirile muzicale de la Manioc, avându-l ca președinte de onoare pe actorul Francis Perrin și întâlnirile muzicale internaționale George Enescu din Paris. Doresc să mulțumesc doamnei secretar de stat, excelenței sale, domnul ambasador, celor ce m-au propus pentru acest premiu, pentru acest moment de mare onoare. Sunt recunoscătoare din suflet celor două țări, României și Franței, ca un copil care are două mame, am două țări și este ca noi toți cei premiați în această seară, este o mare, mare, mare bogăție. Am două iubiri, muzica și fiica mea, Floria, și am două iubiri de asemenea, România și Franța. Dedic acest premiu părinților mei care au fost mari artiști ieșeni și dedic asemenea tuturor prietenilor care m-au susținut de-a lungul acestor ani și echipelor Institutului Cultural Român și a Ambasadei României, care au crezut în proiectul pe care l-am inițiat. Dr. Florin Păun este director de inovație în domeniul aerospațial în Franța. Este unul din cei doar 5 experți francezi și doar 2 experți români din juriul pilot al Consiliului European de Inovație. Articolele sale științifice, recunoscute la nivel internațional, au pus în lumină noile modele de inovație, în special în Franța. Antreprenor și business angel, Dr. Florin Păun este și președintele startup-ului X-Valuator. A scris articole și cărți despre strategiile de inovație și face parte din mai multe rețele de cercetare și inovație. Dacă tot suntem la provocări, am să încep și eu cu o provocare. Am și eu două amante. Știința și piața. Și din cauza asta, cum spun francezii, am făcut o trădare științei și n-am reușit să ajung la cele 160 de publicații. Chapeau. Și m-am apucat să aplic știința pentru a o trimite în piață. Aș vrea ca să nu se înțeleagă că stimulez pe toți cercetătorii francezi sau români prezenți să abandoneze știința, și chiar mă simt onorat că primesc acest premiu, pentru că, cum domnul ambasador a spus, sunt mulți și mulți și buni în această țară. Aș vrea să împărtășesc două lucruri cu dumneavoastră. Acum o săptămână țineam un curs despre inovație și un student mi-a pus o întrebare. Domnul Păun, dar de ce să creăm valoare? Gândiți-vă bine la sensul întrebării. De ce să creăm valoare? Am rămas un pic mască. Asta este când dai față în față cu milenialii. Și am spus că probabil că ăsta este sensul vieții. La care tovarășul mi-a răspuns, nu. Sensul vieții e să trăiesc fericit. Și atunci am spus că nu o să fii niciodată mai fericit decât în momentul în care vei împărtăși ceva ce ai creat tu însăți. Și atunci au fost toți de acord. Al doilea lucru pe care aș vrea să împărtășesc, suntem aici recunoscuți, suntem premiați, vă mulțumesc încă o dată, dar e de datoria mea, cel puțin, nu știu dacă și ceilalți sunt același lucru, în epoca în care
Există pericol de naționalism, pentru că Europa e aproape așa, pe bucăți. Să nu ne mândrim pentru simplu fapt că ne-am născut ca ceva. Să ne mândrim când contribuim și noi la a aduce acea valoare. În felul în care am apreciat, Roxana, că spuneai je me sens entier française et entier humain. M-am întrebat de multe ori care sunt rădăcinile mele. Și mi-am dat seama că rădăcinile mele sunt în profesorii mei, în prietenii mei, în soția mea care a stat în spatele meu în permanență și, sincer să fiu, sunt cam puturos din fire, ea m-a tot împins, Anarela. Și, bineînțeles, părinții care mi-au dat naștere, dar toți oamenii din jurul meu care ne-au clădit, practic, colegii și așa mai departe. Deci, rădăcinile mele sunt rădăcinile unui cetățean al lumii. Eu nu mă simt numai francez și numai român. Mă simt un cetățean al lumii făcut pentru a crea valoare care să fie împărtășită cu ceilalți cetățeni ai lumii. Maria Raluca Smaranda, după studii de filozofie și istoria artei la București, a ajuns la Paris cu o bursă a guvernului francez pentru a studia managementul proiectelor culturale. Aici a pus bazele aplicației celeb RO, o istorie de buzunar a românilor din Paris, alături de Romanian IT. Aplicația bilingvă poate fi descărcată gratuit pe telefoanele Android, urmând ca și versiunea pentru iOS să fie disponibilă în curând. După această primă inițiativă reușită, Maria Raluca Smaranda se specializează acum în proiecte IT și vrea să continue să lucreze în domenii aflate la intersecția dintre tehnologie și cultură. Ce înseamnă pentru dumneavoastră premiul din această seară, Gala 100 pentru Centenar? În primul rând a fost o surpriză. Apoi m-am gândit imediat la colegii mei, echipa cu care am făcut acest proiect, apropiații proiectului, pentru că întotdeauna am fost ajutați de cineva, de la ambasadă, de la ICR, până la prieteni apropiați ai noștri. Deci a fost o bucurie oarecum colectivă pentru, în numele mai multor persoane care au lucrat la acest proiect și care își doresc să vadă că Celebro se va dezvolta și în alte țări, și să cuprindă din cât mai mulți români despre care să se vorbească. Vasile Tomoiagă este născut în Vișeu de Sus și în 1990, când a plecat din România, palmaresul său individual depășea palmaresul național al Franței la canotaj. Campion mondial și vicecampion olimpic cu 12 participări la campionatul mondial și 3 prezențe la Jocurile Olimpice, este de 34 de ori campion național al României și de 4 ori campion național al Franței. În 2006, alături de 5 sportivi francezi, a traversat Mediterana la vâsle într-un timp record de doar 57 de ore. Pe lângă cariera sportivă, este director de dezvoltare și relații internaționale la Centrul European de Profesii Culinare și coordonează cu succes implementarea sistemului de învățământ prin alternanță în mai multe țări, inclusiv în România. Vasile Tomoiagă își găsește timp și pentru activitatea asociativă, fiind fondator și președinte al Clubului Antreprenorilor Români din Franța, Clubul ENT-RO, și susținător al filialei Franța a Ligii Studenților Români din Străinătate. Cred că este recunoștința eforturilor pe care le-am făcut la nivel de asociativ de promovare a imaginii României, pentru că de mulți ani, cu mulți ani în urmă am inițiat Clubul Antreprenorilor, dintre care unul dintre obiective este și acela de a promova imaginea României în Franța și peste tot în lume, imaginea României așa cum este ea, nu cum o prezintă media. De asemenea, este o recunoștință a rezultatelor mele sportive, pentru că, să zicem că am trei axe pentru care am primit acest premiu. Partea sportivă, unde trebuie să spun că sunt extrem de recunoscător statului și în special României, pentru că din punct de vedere profesional și sportiv am fost format în România 100%. Profesional nu am activat nici o zi în România, doar în Franța.
iar asociativ tot ce am făcut, am făcut pentru a promova imaginea României. Orașul Luminilor, capitală europeană cu o neîndoielnică influență culturală asupra României moderne, Parisul se dovedește, în continuare, a fi un creuzet al creativității culturale și științifice în care românii își găsesc locul și sunt apreciați la justa lor valoare. Parisul a fost a cincea capitală, 100 pentru centenar, al cincilea punct nodal din parcursul de promovare prin excelență a comunităților românești din afara granițelor.